Să asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Prin îndurarea și harul Domnului, suntem la un moment de părtășie din Sfânta Carte, în care vom continua principiile sfinte, prin ne în dreptul expresiei fiți recunoscători. Ea se găsește scrisă în epistola lui Pavel adresată Colosenilor, capitolul 3, versetul 15, partea finală, unde pe lângă alte sfaturi, el zice și fiți recunoscători. Recunoștința este o atitudine sentimentală de gratitudine, de mulțumire, izvorâtă din cunoașterea și recunoașterea adevărului. Deci, cuprind întreaga noastră ființă, făcându-l pe om, dacă ar fi să folosim alte sinonime, amabil, plăcut la fire, cu o inimă plină, caldă, un om care vorbește de la inimă, un om recunoscător. Se spune, și este un adevăr, recunoștința este o floare rară, dar cei credincioși o cultivă, ea crește, trebuie să înflorească și să răspândească mirosul ei binecuvântat, mireasma sfânt. Haideți pe parcursul acestui studiu să încercăm să ne analizăm, ca de fiecare dată, de altfel cu sinceritate, în ce măsură suntem recunoscători față de Dumnezeu mai întâi și apoi cât de recunoscători suntem în relațiile interumane. Nu ne vom propune să analizăm cât de recunoscători sunt alții față de noi, ci cât de recunoscători suntem noi față de cei față de care suntem datori și, în primul rând, față de Dumnezeu. Dacă ne gândim la Dumnezeu, trebuie să îi fim recunoscători pentru toate binefacerile, pentru toate binecuvântările, pentru tot ceea ce l-a făcut în mod real și chiar pentru ceea ce intenționează să facă și va face față de noi. De aceea cred că putem să împărțim binefacerile Domnului în haruri vremelnice, în tot ceea ce El ne oferă în viața noastră pământească și în perspective veșnice. Să deschidem la Psalmul 103 și să citim de la versetul 1. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt adică întreaga ființă să recunoască această realitate și să participe. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Și iată câteva enumerate începând cu cea mai importantă. El îți iartă toate fără de tale, El îți vindecă toate boalele tale, și chiar dacă aici nu se realizează în mod de desăvârșit acest aspect, nu uitați, că atunci când vom primi un trup de slavă, se va împlini totalmente și acest adevăr. El îți izbăvește viața din groapă, El te încrunează cu bunătate și îndurare, El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Aceste haruri, chiar dacă sunt vremelnice, nu sunt și nu trebuie să fie deloc de neglijat și din potrivă se merită să-i fim recunoscători lui Dumnezeu pentru ele. Dacă ai avut parte de un tratament medical sau un medic a efectuat cu succes o operație chirurgicală sau ceva din domeniu, când te întâlnești cu el, este normal să-i spui, vă sunt așa de recunoscător. Sau în alte domenii, dacă cineva ți-a făcut ceva, Deși pe Dumnezeu nu-L întâlnim cândva pe stradă și atunci să ne amintim, asta vine de la Dumnezeu. Prin credință, în mod conștient, repetat și regulat, să ne plecăm pe genunchi și întotdeauna recunoștința să ne marcheze. Probabil se va asfixia cârtirea, pentru că vom vedea și mai târziu revenind la această idee, opusul recunoștinței este nemulțumirea. Acea stare care nu vrea să își amintească, acel om care nu vrea să mulțumească. Să citim și din Profetul Mica, capitolul 6, și să ne amintim de evrei, dar fără să le repetăm atitudinea. Ei au avut parte din plin de grija lui Dumnezeu și de la versetul 3 este scris, Poporul meu, ce ți-am făcut și cu ce te-am ostenit? Răspundem. Că am scos din țara Egiptului, te-am izbăvit din casa robiei și am trimis înaintea ta pe Moise, Aron și Maria. Poporul meu, adu-ți aminte ce plănuia Balac în păratul Moabului și ce i-a răspuns Balam fiului Beor și ce s-a întâmplat din Sitim până la Gilgal ca să cunoști binefacerile Domnului cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui prea înalt, îl voi întâmpina oare cu ardere de tot, cu viței de un an? Dar primește Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de unde lemn să dau eu pentru fără de legile mele, pentru iul meu născut, rodul trupului meu, pentru păcatul sufletului meu? Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine? decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Să treci în revistă tot ce a făcut Dumnezeu, să nu uiți niciodată și să ai o atitudine corespunzătoare. Ceea ce evreii n-au avut. Deși Dumnezeu, vă citesc din cartea lui Iosua, capitolul 23, i-a copleșit cu bunătăți, împlinind în mod desăvârșit față de ei tot ce le-a promis. Declarația acestui bătrân din versetul 14. Iată că astăzi eu mă duc pe calea pe care merge tot ce este pământesc. Recunoașteți, dar din toată inima voastră și din tot sufletul vostru, că niciunul din toate cuvintele bune rostite asupra voastră de Domnul Dumnezeul vostru n-a rămas neîmplinit toate vi s-au împlinit, niciunul n-a rămas neîmplinit. Evreii au avut istoria lor, noi avem pe a noastră, personală, familială sau raportată la un alt colectiv. Să învățăm din experiențele evreilor și noi să ascultăm sfatul apostolului care ne-a învățat. Fiți recunoscători, mai întâi față de Dumnezeu, în tot ceea ce v-a făcut în viața aceasta. Iar cât privește perspectiva veșnică, citim din Evrei, capitolul 12, versetul 28. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori, este o similaritate, și să aducem astfel lui Dumnezeu în chinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Doar dacă îi vom fi recunoscători lui Dumnezeu în fiecare închinare pentru împărăția care am primit-o, deși încă nu am intrat în ea în mod definitiv, doar așa va fi închinarea noastră plăcută. Și pentru că noi, din partea lui Dumnezeu, datorită stărilor noastre, nu avem parte doar de binefaceri, doar de promisiuni veșnice. Uneori avem parte de aplicarea dreptății, de judecată. Recunoștința trebuie să accepte toate atitudinile și toate acțiunile lui Dumnezeu. În proverbe înțeleptul scria, recunoaște-L pe Dumnezeu în toate căile tale. Și acum, întorcându-ne din nou la istoria evreilor, citim din Deuteronom, capitolul 11, unde vom întâlni împletite binecuvântările lui Dumnezeu cu judecățile sale, cu dreptățile sale cu încercările prin care i-a trecut. Recunoașteți astăzi ce n-au putut recunoaște și vedea copiii voștri, pedepsele Domnului Dumnezeului vostru, mărimea Lui, mâna Lui cea tare și brațul Lui ce l întins, semnele Lui și faptele pe care le-a săvârșit în mijlocul Egiptului împotriva lui Faraon, împăratul Egiptului și împotriva întregii lui țări. Recunoașteți ce a făcut el Egiptului, cailor lui și carlor lui, cum a făcut să vină peste ei apele Mării Roșii. Și întoarceți la capitolul 8, unde Dumnezeu nu le mai spune doar cum Dumnezeu s-a judecat cu egiptenii, Și felul în care s-a purtat cu ei, citim de la versetul 3. Astfel te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mană, pe care nici tu nu o cunoșteai și nici părinții tăi nu o cunoscuseră ca să te învețe cu omul. Nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăiește omul. 5. Recunoaște dar în inima ta că Domnul Dumnezeul tău te mustră cu mustră un om pe copilul lui. Se întâmplă uneori că părinții își pedepsesc copiii și copiii nu vor să admite că părinții au dreptate. Iar nouă Dumnezeu ne spune: Dacă s-a întâmplat să nu mă port cu voi întotdeauna cum ați fi vrut voi să le aveți pe toate și uneori v-am lipsit de anumite bunătăți, trebuie să recunoașteți și să fiți recunoscători și pentru această atitudine a lui Dumnezeu, că El a făcut așa, chiar în mustrarea lui, chiar într-o atitudine mai severă, ca să prelucreze ființa noastră. De aceea, domnul să ne de harul să-l putem recunoaște în toate, să-i vedem mâna, fie că a fost întinsă cu darul spre noi, fie că a fost o avertizare în atitudinea față de noi. Să luăm două exemple. Deschideți la Daniel, capitolul 4. Aici îl avem prezentat pe Împăratul Nebucadnețar, sub o imagine supremația superlativul împăraților, citim de la versetul 26. Cunoașteți istoria, cred, citim doar ce ne interesează în mod expre. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta va rămânea ție în dată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. Miziu a luat o măsură severă împotriva lui, șapte ani să trăiască printre animale totul până va ajunge să fie marcat de recunoștință. Să recunoască faptul că Dumnezeu l-a pus pe tron, poate să retragă prerogativele când vrea și să le dăruiască de asemenea. Apoi versetul 31. Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas a păcălit din cer și a zis află împăratul în bucat de țar că ți s-a luat împărăția. Și de la versetul 34. După trecerea vremii sorocite, eu în am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am laudat și slăbit pe cel ce trăiește veșnic, acela cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție denuiește din neam în neam. Și din capitolul 5, versetul 21, cuvintele lui Daniel despre Nebucanețar. A fost izgonit din mijlocul copiilor oamenilor, inima i s-a făcut ca fiarelor și a locuit la un loc magari sălbatic, sălbate și au dat să mănânce iarbă ca la boi și trupul i-a fost udat cu roua cerului până când a recunoscut că Dumnezeu cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Iată cum Dumnezeu a reușit și n-a fost pentru el o povară să aducă pe acest înăparat în condiția de a fi recunoscător. Eu cred că în final și îngerii și oamenii, toți vor trebui să recunoască, să admită pe Dumnezeu în toate bunătățile sale, dar și în toate judecățile sale. Și celălalt exemplu luăm din Noul Testament, Evanghelia după Luca, capitolul 17, de la versetul 13. Aici sunt prezentați cei zece leproși care și-au ridicat glasul și au zis, Iisuse, învățătorule, ai milă de noi. Când i-a văzut Iisus, le-a zis, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors să vin pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Isus și i-a mulțumit. Era samaritian. Isus a luat cuvântul și a zis, oare n-au fost curățiți toți cei zece? Dar ceilalți nouă, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu. Iată că Mântuitorul a socotit un lucru normal, mulțumirea, recunoașterea, aprecierea, slava pe care i-a dăruit-o pe bună dreptate lui Dumnezeu acest om vindecat și le-a imputat celorlalți. Nu știu care a fost viitorul celor nouă, dar cât despre acesta, Mântuitorul a zis în versetul 19, în timp ce le-a plecat la pământ înaintea sa, într-o atitudine de recunoștință, scoală-te și pleacă. Credința ta te-a mântuit. Vreau să trecem la recunoștința care trebuie să o avem între noi oamenii, dar fără să uităm vreodată o atitudine de veșnică proșternere înaintea lui Dumnezeu aici pentru tot ce ne-a făcut și pentru veșnicia viitoare să-i fie recunoscător, nu numai acum, și vom fi toată veșnicia. Spunea cineva despre un caz când a pus o vorbă bună pentru cineva și nu numai, a făcut mai mult ca să obțină un serviciu bun și a devenit coleg cu vremea la devansat și se plângea respectivul că n-am avut nicio recunoștință pentru el. Totul s-a evaporat repede. Față de Dumnezeu, repet, va trebui toată veșnicia să fim recunoscători. Și după ce vom ajunge proslăviți, nu mă mai îndoiesc că vom deveni iarăși reci și insensibili. Dar contează oricum angajamentul și atitudinea care o avem aici. Să privim acum în plan orizontal. Recunoștința are de-a face cu afirmarea și reafirmarea adevărului. Nu poți fi recunoscător dacă nu recunoști un adevăr. Dar acel adevăr trebuie tot timpul să fie reafirmat. Voi citi din cartea Deuteronom, capitolul 21, ceva referitor la viața de familie, pentru că și în acest perimetru oamenii Uite, prea ades binefacerile. Potrivit cu slobozenia de atunci, cu toleranța vremii, un om, dacă vroia altă femeie, scrie de la versetul 11, și vedea una frumoasă, putea să o ia. Dacă la inima lui, cea de-a doua femeie sau vreo altă, ajungea mai iubită decât cea din tâi, era tentat să privească și să favorizeze copiii, cele de-a doua sau alteia, și să uite prima lui căsnicie și să încalce drepturile celor întâi născuți. De aceea, iată ce zice în versetul 17. ci să recunoască de întâi născut pe fiul aceleia pe care noi iubește și să-i dea o parte îndoită din averea lui, căci fiul acesta este cel din tâi rod al puterii lui și lui se cuvine dreptul de întâi născut. Recunoștința Îți amintește cei cu dreptul. Putem să amintim și alte situații. Unii oamenii nu vor să recunoască, întoarceți la Geneza 18, nu pentru că nu sunt drepți. Nu recunosc pentru că a se recunoaște înseamnă umilință. Și omului este greu să se plece. Dumnezeu cu doi îngeri vizitase familia lui Avram și scrie aici de la versetul 12. Deci, Sara a râs în sine zicând, acum să mai am pofte? Domnul a zis lui Avram, pentru ce a râs Sara? Versetul 15, Sara a tăgăduit și a zis, n-am râs, căci i-a fost frică. Fie că nu recunosc pentru a nu se umili. Și poate un exemplu mai evident este cel al lui Iacov, în fața lui sau când el a zis Rebecii, mă va descoperi tata și trebuie drept, drept mincinos. Fie că nu recunosc cum este situația de aici, cazul unor copii, de exemplu, sau unor subalterni care nu recunosc de frică să nu suporte consecințele. Dar am omitit acest caz că eu cred că este o combinație aici. Pentru că pe de o parte era frica, dar pe de altă parte să nu se umilească ea și să recunoască. Și mai amintesc un caz din aproximativ aceeași gamă, Ioan capitolul 8, 9, părinții orbului, citim de la versetul 18. Iudeii n-au crezut că fusese orb și că-și căpătase vederea până n-au chemat pe părinții lui. Și când i-au venit părinții, i-au întrebat, acesta este fiul vostru care spuneți că s-a născut orb? Cum dar vede acum? În drept răspuns, părinții lui au zis, știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb. Dar cum vede acum sau cine a deschis ochii, nu știm. Întrebați-l pe el, este în vârstă, el singur poate vorbi despre ce îl privește. Părinții lui au zis aceste lucruri pentru că se temeau de iudei, căci iudeii hotărâse acum că, dacă va mărturisi cineva că Iisus este Hristos, o să fie dat afară din sinagogă. De aceea au zis părinții lui, este în vârstă, întrebați-l pe el, dacă ar fi fost și Domnul Iisus de față, oricum era pe acolo. Poate ca părinți, sigur, s-au rugat lui Dumnezeu că doar erau din sinagogă să le vindece Dumnezeu copilul. Poate au murmurat, nu știu. Păcate grave care să fi cauzat pe pedeapsa orbirii n-a fost, a spus-o Mântuitor. Dar să ți se vindece copilul de orbire, după ce a fost orb de naștere și ca părinte să zici, nu știm, știm că a fost orb, dar cine și cum, nu știm, nu s-ar fi cuvenit recunoștință acolo? Nu s-ar fi cuvenit măcar pe ascuns să meargă la Mântuitorul și să spună: Așa suntem de bucuroși pentru ce ai făcut. N-au făcut-o nici pe față, nici pe ascuns. Că au fost nerecunoscători. Numai că lui Dumnezeu nu i pare rău de darurile date. Poate alt om și-ar fi cerut înapoi banii, dacă nu și să spui nici mulțumesc frumos. Dumnezeu de atâtea aruri de care oamenii uită. Totuși, felicitări din partea lui Dumnezeu, în primul rând, pentru cei care sunt recunoscători. De asemenea, tot în recunoștință intră, cum deja am prins în parte aici, mulțumirea pentru toate serviciile. Nu doar recunoașterea adevărului, mulțumirea. 2 Corinteni, capitolul 9, de la versetul 12. Aici avem un caz practic. Și de la Ierusalim erau săraci, și cei din Macedonia și ei săraci au hotărât să-i ajute, alături de cei din Grecia, Haia, căci ajutorul dat de darul acestea nu numai că acopere nevoile sfinților, dar este și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiți că o aveți față de Evanghelia lui Hristos și pentru dărnicia ajutorului vostru față de ei toți. Și îi face să se roage pentru voi, și să vă iubească din inimă pentru harul nesfuz de mare al lui Dumnezeu față de voi. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nesfuz de mare. Vedeți ce frumos le împletește Pavel aici. Toți suntem datori lui Dumnezeu, să-i mulțumim. Dar noi ne ajutăm unii pe alții. Să apreciem ajutorul dat de alții. Mai cu seamă când cineva a fost sărac și din puținul lui te-a ajutat. Am citit undeva. Următoarea întâmplare, cineva era într-un compartiment de tren și în fața lui avea doi călători. La un moment dat, unul i s-a făcut rău, ceva în genul epilepsie, iar cel de lângă el, repede, și-a dat jos un plover, i l-a pus la cap, i-a făcut intervențiile necesare până și-a revenit, tot timpul s-a ocupat de el și după ce s-a restabilit vigoarea celui căzut, au continuat să stea împreună și au discutat și în un moment dat, fiindcă el nu înțelegea gestul acela, când a văzut câtă dăruire, l-a întrebat pe cel în cauză, de ce te porți așa față de acest om? Este rudenia ta? Și l-a răspuns, nu. Ești plătit pentru asta? Și ai un venit social? Nu. Dar care explicație? Este o istorie, a zis el. Noi amândoi am fost soldați în Vietnam. Și la un moment dat eu am fost rănit. Iar cel care acum este aici bolnav, m-a dus în spate mai multe zile. Eu n-am putut să mai mă deplasez pe picioare. Iar frontul înainta. Și datorită lui eu am scăpat. M-am îngrijit cum a putut până când am intrat în infermerie sau în ceva asemănător și până la urmă am plecat teferi reveniți la Vatră din Vietnam. Unul cel sănătos locuia acum în Anglia, cel fost bolnav în Vietnam, celălalt în Statele Unite. Și corespondaser. Dar când a aflat că binefăcătorul lui devenise bolnav și-a vândut niște posesiuni care le avea, a rămas doar din veniturile respective să aibă un venit curent pentru întreținere și nu mai reține exact dacă s-a dus la el în America sau l-a dusese în Anglia și a rămas să-l îngrijească fără a fi plătit pentru aceasta, să îl aibă aproape doar recunoștințe pentru ceea ce el făcuse în Vietnam pe front pentru el. O astfel de atitudine trebuie să își regăsească și în viața noastră echivalentul. Poate soțul tău sau soția te-a îngrijit atunci când erai bolnav. Pe copii acest aspect trebuie să-i marcheze și să nu uite că atunci când au fost mici, părinții n-au dormit, i-au îngrijit, i-au spălat și le-au făcut toate cele necesare. Și poate este nevoie să aibă o recunoștință în egală măsură în viață sau la bătrâneți, în cazul bolii sau în apropierea morții. Sunt suficiente motive să fim mulțumitori unii față de alții. De aceea Dumnezeu se ne dea harul recunoștinței. Oamenii care sunt recunoscători fac doar ceea ce sunt datori să fac. Și chiar dacă ai fi să faci în plus, îi ești dator lui Dumnezeu. Dar eu mă tem că ispita mare este, nu să facem în plus. Dacă va fi ceva în plus, ne va fi răsplătit din plin. Tendința firească este să nu fi recunoscător în inima ta, atunci să nu găsești motive să răspunzi cu recunoștință, cu mulțumire, ca să nu mai zic de îngrijire. Și astfel relațiile dintre oameni se frâng, căci atunci când omul ajunge în necaz, și altul nu-i răspunde cu bunăvoință, cu gratitudine, satana nu va pierde ocazia să-i spună, vezi, tu l-ai ajutat la rândul tău. Vei fi spitit să spui, cum zicem salm, când ei erau bolnavi, eu posteam și mă rugam. Și acum, din neamul lor, nimeni nu vine să mă vadă. Dar dacă tu vei fi recunoscător cuiva și dacă nu pentru el, pentru altcineva, cum a zis David de Mefiboset, îi voi face bine pentru tatăl său, pentru Ionatan. Dacă nu găsiți pe nimeni dintre ei lui drept girant ca să răsplătiți și să fiți cunoscător cuiva, atunci faceți-o în numele Domnului Isus, că prin el și pentru el tot se cuvine să avem o asemenea atitudine, Doamne ajută-ne! Vreau să luăm două exemple. Cartea Judecător, capitolul 9. Și înainte de a citi, să vă reamintesc, putem chiar și să citim, întoarceți la capitolul 6, starea deplorabilă în care se afla Izraelul, citim de la versetul 4, sub asuprirea madianită. Când veneau aceștia, tăbărau în fața lui, au roadele țării până la Gaza și nu lăsau în Izrael nici merinde, nici oi, nici boi, nici măgari. Că se soiau împreună cu turmele și corturile lor, soseau ca o mulțime de lăcuste, erau fără număr, ei și cămilele lor, și veneau în țară ca să o pustiască. Israel a ajuns foarte nenorocit din pricinea lui Madian și copiii lui Israel au strigat către Domnul. Știți ce se întâmpla când strigau către Domnul? Le ridica câte un izbăvitor. În cazul acesta el s-a numit Gedeon. Dacă întoarceți la capitolul 9, să vedeți ce s-a întâmplat după ce prin acest om... Dumnezeu a dat odihnă mulți ani, 40 la număr, după ce el a murit. Citim de la versetul 16. Gideon avusese 70 de copii. Unul dintre ei, pe nume Amimelec, cu niște oameni de nimic, i-au ucis pe toți, pe aceeași piatră le-a tăiat capul, ghilotină, și a scăpat doar cel mai mic, fugind. Și el din vârful unui deal, din muntele Garizim, a strigat cu glas tare către locuitorii Sihemului, că vreau să-i dau ca exemplu de oameni nerecunoscători, Sihemul și chiar Israelul. Acum o are cu adevărat, versetul 16, și cu toată curăția ați lucrat voi făcând împărat pe Abimelec? Ați arătat voi bunăvoință față de Erubal și de casa lui? V-ați portat voi oare potrivit cu slujba pe care v-a făcut-o? Că și tatăl meu s-a luptat pentru voi, și-a pus viața în primejde și v-a din mâna lui Madian și voi v-ați dedicat împotriva casei tatălui meu, i-ați ucis fiii, șaptezeci de oameni și ați făcut împărat pe Abimelec fiul roabei lui pentru că era fratele vostru și își rostește blestemul lui. Dacă în adevăr și cu toată curăția v-ați purtat voi astăzi față de Erobal și casa lui, bine, Abimelec să fie bucuria voastră și voi să fiți bucuria lui, dacă nu... Să iasă un foc din Abimelec și să mistuie pe locuitorii din Sihem și casa lui Milo. Și un foc să iasă din locuitorii Sihemului și din casa lui Milo și să mistuie pe Abimelec. Iată ce oameni nerecunoscători. Să le faci bine și să-ți omoare copii. Bine că murise Gedeon. Că dacă trăia, ar fi fost prea mare suferința pentru el. Și Dumnezeu le-a permis trei ani de zile. După care blestemul acestui tânăr, sentința pentru nerecunoștința lor s-a adeverit. Și citesc de la versetul 23, atunci Dumnezeu a trimis un duh rău între Abimelec și locuitorii Sihemului și aceștia au fost necredincioși lui Abimelec. Pentru ca și cruzimea săvârșită cu cei șaptezeci de fii al lui Ieroboal să-și pedeapsa și sângele lor să cadă asupra fratelui lor Abimelec care îi ucisese și asupra locuitorilor Sihemului care îl ajutase ră să ucidă pe frații săi. Și apoi, versetul 56 și 57. Astfel a făcut Dumnezeu să cadă asupra lui Abimelec răul pe care îl făcuse tatălui său, ucizând pe cei șaptezeci de fraței lui. Și Dumnezeu a făcut să cadă asupra capului oamenilor din Sihem tot răul pe care îl făcuseră. Astfel s-a împlinit față de ei blestemul lui Iotam, fiul lui Ieroboal. Au murit toți și a fost nimicită cetatea. Să știți că, dacă Dumnezeu ne pretinde recunoștință, atunci când ea nu este adusă, ne facem vinovați. Crime nu facem, dar și nerecunoștința în domenii mai mărunte este vinovată înaintea lui Dumnezeu. De aceea. Inima trebuie să ne devină sensibilă și caldă. Inima trebuie să ne fie plină de mulțumire. Și să vorbim de la inimă. Pentru că inima, în mod normal și natural, dacă o lăsăm să funcționeze în prezența Sfântului Duh, se va înmuia și astfel ne va sensibiliza în fața oricărui om și în relația cu oricine pentru a fi nu numai drepți, pentru a fi și mulțumitori. Și dacă se poate, că noi am vrea invers, cu ce măsură măsurăm, să ni se măsoare bancă, să ni se toarne în sân, să ni se dea cu dobândă. Nu uitați, dacă am luat un promut, noi trebuie să dăm dobândă. Nu doar cât ți-a făcut cineva, ți-a dat cu dobândă poți să o iei. Ți-a făcut un har atunci când tu aveai să-i dai înapoi mai mult. Și celălalt exemplu în persoana Apostolului Pavel, Roman, capitolul 16, versetul 4, el vorbește despre el și nu numai. Să citim și versetul 3, să vedem cui îi era recunoscător. Spune sănătate Priscilei și lui Acuila, tovarășii mei de lucru în Hristos Iisus, care și-a pus capul în joc ca să-mi scape viața. Le mulțumesc, nu numai eu, dar și toate bisericile ieșite dintre neamuri. Probabil pentru că alții simțeau cu Pavel și totodată au beneficiat de slujba lui, rămânând în lucrare mai departe. Le mulțumesc, spunea Pavel. N-a fost un caz izolat. Filipeni, capitolul 4. Iată o scrisoare de mulțumire, de necunoștință. Cred că ar fi mult mai bine să devenim mai naturali, nu așa standardizați după calendar. Oamenii obișnuiesc, de exemplu, să-și trimită felicitări și să se gratuleze cu acele ocazii. Cred că ar fi mai binevenit, ar primi-o și oamenii mai la inimă, dacă nu, totul ar fi doar în virtutea obiceiului. Să îi mulțumești cuiva printr-un telefon, printr-o scrisoare, prin câteva vorbe atunci când te întâlnești. Chiar pentru lucruri din trecut. Filipeni 4 de la versetul 10. Am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iară simțemintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lisea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, că și m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Deci, Pavel în spiritualitatea lui nu ar fi fost deranjat dacă filipenii nu ar fi făcut-o, dar a fost încântat de gestul lor. El a zis, știu să trăiesc mirit, știu să trăiesc în belșug, în totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flământ, să fiu în belșug și să fiu în lipsă, pot totul în Hristos care mă întărește, dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Știți, voi și vă filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi, că mi-a trimis în Tesalonic o dată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Nu că umblu după daruri, din potrivă umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Am de toate și sunt în belșug, sunt bogat de când am primit prin epafrodit ce mi-a trimis. Un miros de bună mireasmă, o jerfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Și acum le răspunde printr-o rugăciune a binecuvântării. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa, în slavă, în Isus Hristos. Amin. Acum înțelegeți de ce Pavel este atât de legat de filipeni, și el și ei erau foarte recunoscători. Pavel le-a învățat pe biserici, Ioan de asemenea, să fie plin de căldură sufletească unii față de alții. Și după ce am amintit aceste două cazuri, cred că este clar pentru toți să-l urmăm pe Pavel, nu pe Abimelec. Abimelec este tipul omului șiresc, pe când Pavel este acel om al lepădării de sine, care s-a dat pe sine exemplu călcând pe urmele Domnului. Și vreau în încheiere să punctez două idei. Omul recunoscător are un adevăr măsurat, prețuit și etichetat Corect. Deci omul recunoscător privește la orice lucru, văzându-l în eticheta lui, la valoarea lui și îl poartă în inimă, nu ar fi o realizare să devenim recunoscători doar din cultură din politețe. E bună și asta până la un loc. Un exemplu. Un om a reclamat că a avut anumite neplăceri în cursul unui zbor cu avion și a făcut o sesizare la acea companie de transport aerian. Și a venit la foarte scurt timp o scrisoare în care directorul general își cerea niște scuze enorme. Era o răsplătire a lui, adică i s-a dat înapoi pentru că el s cotea că n-a beneficiat de servicii aferente plății. I s-a spus că au fost mustrați sau chiar penalizați cei din personal respectiv și când a văzut el ce atitudine au avut cei de la compania respectivă, s-a dus până acolo. A zis, extraordinar ce director. Și evident că înainte de a ajunge la director, treci pe la secretară. Și a zis, de aici mi-a trimis înapoi scrisoarea aceea cu atâtea scuze și cu mulțumire că totuși am ales să mă deplasesc cu compania dumneavoastră. Și a zis, da, ăsta e formularul general pe care îl folosim. Și omul a fost total decepționat. Va să zic că directorul nici nu aflase. Pe secretară toată problema a fost să mai scoată la imprimantă încă o scrisoare și să-mi treacă numele într-un spațiu gol. Nu doar așa ceva. Să devenim atât de politicoși încât să se mire ceilalți cum știm noi să vorbim și cât de mult apreciem sau ne recunoaștem dacă au greșit sau le mulțumim și facem o plecăciune așa interesant. Recunoștința este o atitudine a inimii. Când îi spui soției că îi mulțumești că de fiecare dată te așteaptă cu căldură și cu masa pregătită și cu o casă plină de iubire și de pace, să nu faci aceasta doar așa ca să facă și mai departe și să nu dezamăgești, să te raporteze cuiva. Să o faci pentru că așa se cuvine, spune în Roman 13, vorbind de raporturile noastre cu autoritățile, nu doar de frica pedepsii, sau pentru că așa ar fi normal și să nu ne scădem noi prestigiul. Vedeți, uneori le spunem noi la copii, zi mulțumesc la fratele sau la nenea, dar dacă copilul nu înțelege mulțumescul și nu are rădăcini la el, noi îl tot punem în vaza lui o floare cu mulțumesc, dar ea peste trei zile iară se ofilește, nu? Deci trebuie să crească mulțumirea și recunoștința din sămânță. Doamne, pune sămânța asta în noi, ca inima noastră să mustească. Atunci nu e nevoie să te sesizezi cineva și ci tu singur vei fi recunoscător. Doamne, ajută-ne! Vreau să un verset la această idee, Matei 11, cu 25. Așa cred eu că am mulțumit Domnul Isus aici. În vremea aceea, Isus a luat cuvântul și a zis, te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Adică, Doamne, îți sunt recunoscător pentru gestul acesta care l-ai făcut și pe care eu îl văd, îl constat pe teren în fiecare zi. Și pentru a ne putea măsura cât de mult am ajuns să fim mulțumitori și recunoscători, și dacă nu cumva avem tendinție de a deveni nemulțumitori, și pe aceștia scrie în Luca 6 cu și că Dumnezeu ne tratează cu bunătate. E bun și cu cei răi și nemulțumitori. Vreau să vă mai dau un sfat și să vă mai amintesc o întâmplare, o povestioară. Nu vor fi toți recunoscători în mod de săvârșit. Unii poate nu vor fi deloc. Dacă Dumnezeu îi tratează cu bunătate și pe cei nemulțumitori, nerecunoscători, tratează -i. și dumitale la fel încă. Se spune că undeva la Turci, un pașă a trecut cu trăsura lui peste un pod și a căzut și era să se nece. Și un cerșetor care stătea acolo lângă pod, pe nume Osman, a sărit și l-a salvat de la nec și l a zis, a, trebuie să-ți fiu mulțumitor pentru asta, îți voi fi recunoscător. Vino cu mine în căruță că vreau să te duc să mă revanșez. Și a zis, Vreau să-ți dau un sac cu galben pentru asta. De pe drum s-a răzgândit și a zis, băi, nu-ți dau, că s-ar putea să dea hoții de tine și e mai rău. Dar tot trebuie să mă revanșez cumva. Uite, am să-ți dau o turmă de oi și stai acolo liniștit și o să o duci bine, nu mai stai și tu să cerșești pe drum. Dar iar s-a răzgândit prea mult. Dă vreo epidemie, pe deasupra tu nu știi să te ocupi de oi, nu, nu-ți dau. Și încheind și această posibilă tranzacție, iată că a ajuns la curte, la reședință. Sar sluje repede, se deschidă porțile și prima vorbă a pașei, luați-l pe Osman și dați-i o bătută bună, că oamenii mai degrabă țin minte când îi bați decât atunci când îi răsplătește. Este o realitate la cei de afară. Credincioșii iartă și uită. Toate relele. Toate păcatele noastre nu mai sunt amintite de Dumnezeu. Și ne-a promis. Și nu voi mai aduce aminte. Nici noi să nu ne aducem aminte. Pentru că vom deveni nemulțumitori, vom găsi motive să fim nu recunoscători, ci reci. Dar, din potrivă, aduceți-vă aminte de toate cele bune și fiți plini de recunoștință. Această stare, exact cum scrie în Proverbe 3, și cu aceasta încheiem ne va oferi în întreaga noastră ființă. De la versetul 6. Recunoaște-L în toate căile tale pe Domnul și El îți va netezi cărările. Versetul 3. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. leagă ți -le la gât, scrie -le pe tăbița inimii tale. 2. Căci ele, alături de celelalte, îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace căci multă pace au cei ce iubesc legea Domnului și împlinesc cuvintele sale, slăvit să fie Domnul. Mă opresc aici, dorindu-vă tuturor o inimă plină de recunoștință. Amin. Ați ascultat un mesaj? prezentat de pastorul Iosif Anca